În primele două luni din 2016 s-au fabricat 62.875 de autovehicule, cu 9% mai puțin decât în perioada similară din 2015. Dintre acestea, 53.234 de unități au fost produse de către Dacia și 9.641 de către Ford, a anunțat Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România. Volumele cele mai mari le-a înregistrat modelul Dacia Duster, din care au fost fabricate 30.380 de exemplare, urmat de Ford B-Max cu 9.641 de unități, Dacia Sandero 8.203 unități, Dacia Logan 7.769 de unități și Dacia Logan MCV 6.882 de unități. Producția auto națională a scăzut cu 1,1% în anul trecut față de 2014, la 387.177 de unități. Din acest total, 339.204 mașini au fost produse de către Dacia și 47.967 de către Ford.